Bună ziua! În cele ce urmează, vă prezentăm principalele acte normative aprobate în ședința de guvern, împreună cu doamna ministru a Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta Alexandru. Aș vrea în deschidere să reafirm angajamentul guvernului pentru a lua toate măsurile necesare în vederea combaterii răspândirii infecțiilor cu coronavirus, și aceasta reprezintă o prioritate absolută pentru acest guvern. Sănătatea și viața oamenilor este principalul obiectiv în vederea guvernării pe perioada următoare. În același timp, o prioritate la fel de importantă pentru guvern este adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea efectelor economice și sociale negative provocate de această epidemie. Suntem convinși că această criză sanitară provocată de pandemia globală cu coronavirus, mai devreme sau mai târziu, noi sperăm cât mai devreme, va trece. Important este să luăm toate măsurile necesare pentru ca după ce trece această criză sanitară să putem limita efectele negative ale unei crize economice și sociale. De aceea, în ședința de guvern au fost adoptate mai multe acte normative. Unul dintre proiectele de ordonanță de urgență aprobate în ședința de guvern vizează acordarea unei facilități cunoscută sub denumirea de șomaj tehnic pentru angajații români afectați de efectele negative ale epidemiei cu coronavirus. Doamna ministru a Muncii și Protecției Sociale vă va prezenta conținutul acestui act normativ, după care o să prezint și celelalte proiecte de acte normative aprobate în ședința de guvern. Doamna ministru, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule cancelar. Bună ziua tuturor. În ședința de guvern de ieri am adus câteva clarificări și am simplificat procedura prin care companiile pot avea acces la resursele guvernamentale care să le permită să acorde angajaților fondurile pentru șomaj tehnic. Am decis să propun echipei guvernamentale completarea ordonanței 30/2020, primul act normativ care se referea la șomajul tehnic, ca urmare a semnalelor pe care le-am primit din partea sindicatelor, patronatelor, companiilor. Au fost mii de mesaje care au ajuns la guvern, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la cabinetul premierului, la celelalte instituții, prin care oamenii ne-au făcut sugestii din practică legat de procedura privind accesul la resursele guvernamentale pentru șomajul tehnic. Ca atare, am simplificat procedura de acces la aceste fonduri, în sensul în care pentru solicitările adresate de companiile a căror activitate a fost încheiată ca urmare a deciziilor autorităților, respectiv pentru companiile a căror activitate este afectată de această epidemie total sau parțial, pe baza unei cereri însoțită de o declarație simplă la care se atașează lista angajaților pentru care deja s-a dispus măsura întreruperii temporare a activității în sensul de intrare în șomaj tehnic, se pot depune documentele la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, astfel încât să poată beneficia de fondurile alocate de guvern pentru aceste costuri. Procedura a fost simplificată și în sensul reducerii termenului până la care se efectuează plățile, mai precis, de îndată ce actele sunt depuse la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, în maxim 15 zile, spre deosebire de prevederea inițială care se referea la 30 de zile, agențiile județene vor efectua plățile pentru angajator. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facă fiecare angajator este să-și pregătească documentele, astfel ca la începutul lunii aprilie, pentru perioada 16 martie-31 martie, să aibă documentele gata, să le prezinte la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în vederea efectuării plăților.
Fac precizarea pentru clarificarea unor aspecte care au apărut în spațiul public, că angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomaj tehnic. Tocmai aceasta este facilitatea pe care a pus-o la dispoziție guvernul. Plățile se vor face direct de către AJOFM, astfel încât în începutul lunii aprilie angajatorii să dispună de fonduri pentru acoperirea costurilor de șomaj tehnic. La fel se va întâmpla și la începutul lunii mai pentru perioada aferentă lunii aprilie, anume 1-16 aprilie, așa cum sunt reglementate cele două perioade, cea din martie și din aprilie, de decretul domnului președinte. Pentru alte categorii, pentru alți angajatori, pentru tot ce înseamnă angajator din mediul neguvernamental, prevederile privind șomajul tehnic li se aplică în totalitate, astfel încât încurajăm deopotrivă agenții economici, organizațiile neguvernamentale să-și pregătească documentele și să le depună la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Echipele AJOFM sunt în acest moment în prima linie, primesc întrebările dumneavoastră, respectiv sunt deja organizate să proceseze informațiile în cel mai scurt timp de la depunerea documentelor. Pentru alți profesioniști, pentru alte categorii, pentru persoane fizice, pentru PFA, procedura pe care guvernul a stabilit-o și a detaliat-o prin actul normativ adoptat aseară prevede ca pe baza aceleiași proceduri, și anume o declarație pe proprie răspundere, să se depună solicitări la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, urmând ca, pe măsură ce aceste documente se primesc, să se efectueze plățile în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe țară pentru fiecare solicitare adresată. Toate aceste solicitări se pot depune online, astfel încât să nu mai fie nevoie să ne deplasăm la sediile celor două entități, după caz angajator cu angajați la AJOFM, persoană fizică, întreprindere individuală la ANEPIS, și să putem comunica cu aceste instituții cât mai eficient cu putință. Am inclus prevederi detaliate cu privire la plata sportivilor. Având în vedere că activitatea cluburilor sportive este afectată deopotrivă de efectele epidemiei de coronavirus, și pentru această categorie guvernul a venit cu măsuri clare. Fiecare club sportiv care în acest moment are dificultăți în plata sportivilor angajați pe bază de contracte individuale de muncă, fiecare club se va prezenta la sediul AJOFM de unde își are sediul social, iar dacă sportivii sunt încadrați la cluburile sportive prin contracte de activitate sportivă, clubul se va adresa AJPIS, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, pe baza unui tabel, pe baza unei solicitări la care atașează un tabel cu câteva informații despre sportivii pe care dorește să îi plătească prin fondurile puse la dispoziție de către guvern. Practic, prin aceste măsuri, am creat o procedură mai simplă, mai clară, mai eficientă. Am dispus comunicarea exclusiv în mediul online, astfel încât, de îndată ce documentele sunt prezentate conform procedurii descrise anterior, cele două entități, pentru angajatori cu angajați AJOFM-urile, pentru persoanele fizice, pentru PFA-uri, AJPIS-urile, să poată efectua plata cât mai repede. Acesta este obiectivul care ne interesează, să ajungă fondurile cât mai repede la cei care în acest moment se confruntă cu probleme serioase în plata angajaților, respectiv în acoperirea costurilor pentru activitatea pe care o desfășoară. Am să mă refer în continuare la câteva alte aspecte pe care le-am propus membrilor cabinetului și pe care le-au acceptat. Ordonanța mai clarifică și situația în care o persoană are mai multe contracte, dintre care toate suspendate, poate opta, spune reglementarea adoptată aseară, pentru acel contract pe care vrea să-l includă în șomajul tehnic, care îl avantajează cel mai mult.
dacă are mai multe contracte, dintre care unul este activ, din păcate nu poate beneficia de fonduri aferente șomajului tehnic, având în vedere faptul că cel activ este în funcțiune. Am inclus, ca urmare a semnalelor primite, prevederi clare privind posibilitatea ca mămica aflată în concediu de creștere a copilului să-și continue acest concediu pe perioada reglementată de decret, după cum am asigurat fondurile pentru acoperirea stimulentului de inserție pentru acele mămici care doresc să revină, există și asemenea situații care doresc să revină în activitate mai devreme. Pentru că din punct de vedere juridic, creșele nu sunt unități de învățământ, ele nefiind beneficiare ale prevederii pe care Ministrul Educației a anunțat-o, și anume închiderea unităților de învățământ pe perioada epidemiei, pe perioada aferentă decretului. Prin ordonanța de urgență de aseară am solicitat Guvernului să includem și creșele între acele unități cu privire la care se suspendă activitatea, astfel încât părinții copiilor, având copii la creșă, să poată beneficia de cadrul legal astăzi în vigoare, care le permite să rămână acasă unul dintre dânsii, să-și îngrijească copilul beneficiind de o indemnizație pentru a putea să rămână la domiciliu. Tot ce înseamnă verificări pentru acordarea serviciilor sociale, inclusiv pentru plata prestațiilor, se vor efectua, tot ce înseamnă verificări se va efectua în mediul online. Nu în ultimul rând, am solicitat prin ordonanța pe care am propus-o cabinetului suspendarea executării silite pentru pensiile aflate în această situație și prevederea adoptată aseară, practic suspendă această procedură pe perioada decretului. Și închei spunând că ne-am gândit inclusiv la situațiile limită, cum ar fi situația în care membrii familiei au nevoie de acte în vederea primirii ajutorului de deces, și acest tip de ajutor se poate solicita online prin evitarea deplasării la casele județene de pensii în vederea obținerii acestuia. M-aș opri aici cu prezentarea, urmând să răspund eventualelor întrebări, dacă sunt. Da, mulțumesc, doamna ministru. Aș face o prezentare a celor mai frecvente întrebări apărute legate de aplicarea facilității de șomaj tehnic, legate de modul în care se aplică această facilitate, pentru a fi foarte clari cu privire la modul de implementare al acestui ajutor acordat de stat pentru angajații și companiile aflate în dificultate ca urmare a efectelor epidemiei cu coronavirus. Și prima întrebare este: ce fel de angajatori? Avem companii mari, companii mici, întreprinderi mici și mijlocii. Ce tip de angajator se califică pentru acest ajutor? În noua formă propusă, în ordonanța de urgență adoptată, toți angajatorii care în această perioadă au aplicat măsura suspendării temporare a contractelor individuale de muncă ca urmare a efectelor epidemiei cu coronavirus, se califică pentru această facilitate. Fie că vorbim de întreprinderi mici și mijlocii, companii mari sau alte forme de angajare, structuri neguvernamentale sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale care au angajați cu contracte individuale de muncă. Aceasta este o precizare care extinde, practic, acest ajutor acordat de Guvernul României pentru toate companiile și toți angajații care sunt afectați cu contract individual de muncă, care sunt afectați în această perioadă de efectele negative ale epidemiei cu coronavirus. Ce se întâmplă și cât în perioada, pentru ce perioadă se acordă acest ajutor? Perioada pentru care se aplică această facilitate este perioada stării de urgență, respectiv de la intrarea în vigoare a decretului privind starea de urgență, 16 martie, până la finele acestei perioade, cu posibilitatea de prelungire, evident, în funcție de evenimente, de evoluția situației din țară și dacă situația de urgență va fi prelungită.
pentru ce perioadă se acordă această facilitate și pentru ce anume, pentru care contracte. Dacă sunt contracte suspendate înainte de intrarea stării de urgență sau pentru cele după intrarea stării de urgență, instituirea stării de urgență. Facilitatea se acordă pentru contractele pe perioada stării de urgență aferente, pentru zilele aferente perioadei stării de urgență. Astfel, contractele de muncă suspendate în luna martie vor putea fi decontate, ajutorul de șomaj tehnic va fi decontat de către stat pentru numărul de zile aferente perioadei stării de urgență, respectiv de la 16 martie la 31 martie. Ce se întâmplă cu contractele de muncă suspendate înainte de intrarea în starea de urgență? Acestea vor avea posibilitatea să deconteze ajutorul de șomaj tehnic parțial doar pentru perioada stării de urgență. Când se va face plata acestor ajutoare, așa cum a prezentat doamna ministru, în primele zile ale lunii aprilie se vor depune documentele solicitate și aici procedura este foarte simplificată, o declarație pe propria răspundere din partea angajatorului, însoțită de o listă cu angajații cu contractele de muncă individuale suspendate. În termen de 15 zile de la depunerea documentelor, Ministerul Muncii, prin ANOFM, face plata către angajatori. Angajatorii au obligația ca în 3 zile de la primirea acestei indemnizații, de la primirea acestor sume, să facă plata către angajați. Ce se întâmplă cu alte forme de angajare? Avem categoria alți profesioniști prevăzute în ordonanța de urgență, care include toate formele de prestații economice în baza unor autorizații de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și alte forme de derulare a activității. Pentru aceste persoane, indemnizația fixă este de 75% din salariul mediu brut pe economie. În cazul contractelor individuale de muncă, indemnizația este de 75% din salariul de bază, nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie. Pentru cei care au alte forme de prestare a activităților economice, se acordă o indemnizație fixă de 75% din salariul mediu pe economie. Ce se întâmplă în situația în care angajatul are un salariu pentru care 75% din salariul de bază este mai mare decât 75% din salariul mediu pe economie? În această situație, angajatorii au posibilitatea să acorde suplimentar față de indemnizația acordată de stat diferența până la 75% din salariul de bază în funcție de negocierile dintre angajați și angajatori. Dacă sunt incluse în categoria alți profesioniști și persoanele cu contracte de drepturi de autor, contractele pentru activități culturale, activități creative. A fost inclusă o prevedere specială pentru persoanele care desfășoară activități și câștigă venituri exclusiv în baza unor contracte de drepturi de autor și aceștia beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul mediu pe economie pentru perioada aferentă stării de urgență. Au fost de asemenea chestiuni neclare cu privire la modul în care se constată că o companie, un angajat, o persoană fizică autorizată sau altă formă de desfășurare a activității este afectată de efectele epidemiei cu coronavirus. În acest sens, a fost eliminată prevederea cu privire la scăderea încasărilor cu 25% în luna martie față de media lunilor ianuarie-februarie și de asemenea a fost eliminată restricția privind numărul de angajați pentru care se solicită această indemnizație, care era limitat la 75% dintre angajați. În acest moment, facilitatea se extinde
pentru toți angajații care au fost afectați de efectele epidemiei cu coronavirus și nu există o limită de scădere a încasărilor sau veniturilor în baza cărora să fie eligibil pentru a solicita acest ajutor. Cerința este o declarație pe propria răspundere că angajatorul a fost afectat de efectele epidemiei cu coronavirus, iar această declarație pe propria răspundere va fi verificată ulterior depunerii documentelor, ulterior efectuării plăților. Plata nu este condiționată de efectuarea acestui control pe perioada stării de urgență. În fine, o altă chestiune ridicată cu privire la modul în care se face această plată. Unde depun documentele? Sunt două mari categorii de beneficiari. Cei cu contracte individuale de muncă, angajatorul depune documentele la ANOFM, la structurile județene teritoriale. Pentru cei care nu au contracte individuale de muncă, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și alte categorii de profesioniști, profesii liberale, depun documentele individual la structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Intervenții Sociale, tot din cadrul Ministerului Muncii. Dacă ești angajat, trebuie să soliciți angajatorului să trimită solicitarea la ANOFM. Dacă nu ești angajat și desfășori o activitate în baza unor alte forme legale de desfășurare a activității, trebuie să depui individual această solicitare la Agenția pentru Plăți și Intervenții Sociale a Ministerului Muncii. Cred că cu această ocazie am lămurit suficient neclaritățile apărute în spațiul public legate de această facilitate. Vă rog, doamna ministru. Mulțumesc pentru precizări. Cred că și punctul meu de vedere și precizările făcute au adus acum clarificările necesare. Continuăm să comunicăm și pe parcursul zilei de astăzi și în zilele următoare cu privire la aceste măsuri, astfel încât ele să fie cât mai mult cunoscute în țară. Închei spunând următorul lucru. Având în vedere situația grea prin care trecem cu toții, aceste reglementări au plecat de la următoarea premiză. Avem totală încredere în români. Faptul că am simplificat procedurile înseamnă că avem încredere în angajatori, respectiv în persoanele fizice autorizate, în persoanele care desfășoară activități pe alte forme de muncă legale, că ceea ce ne vor declara dânșii corespunde cu realitatea. Declarația pe proprie răspundere vă arată că guvernul pleacă de la premisa de încredere față de toți cei care vor solicita fonduri guvernamentale. Nu trebuie să plătească nimeni din propriile resurse, urmând să le deconteze de la ANOFM, dacă este angajator cu angajați pe contracte individuale de muncă, respectiv de la ANEPIS, dacă lucrează în alte forme contractuale. Nu trebuie să plătească de la dânsii, urmând să primească fondurile înapoi. Procedura este că depun aceste documente la începutul lunii aprilie, pentru perioada din luna martie acoperită de decret, și vor primi în cel mai scurt timp banii. Aș vrea să lămuresc acest aspect care a fost larg circulat în presă. Nu este vorba despre decontarea banilor, ci fiecare angajator se prezintă cu această situație, respectiv fiecare persoană fizică autorizată sau persoană care lucrează în altă formă contractuală, urmând să primească banii în cel mai scurt timp. Nu vom face verificări în această perioadă, de aceea insist pe componenta de încredere pe care o avem în români. Eventuale verificări se vor face ulterior, pe baza unui eșantion pe care îl avem în vedere, dar după ce depășim această perioadă critică. Avem încredere că informațiile pe care ni le dați sunt informații corecte, sunt informații care reflectă realitatea, pentru că și unii și alții trecem printr-o perioadă în care trebuie să ne ajutăm reciproc în condiții de corectitudine. Dacă angajatorii au resurse,
Prevederea permite acestora ca pe lângă această posibilitate pe care guvernul o facilitează în acest moment, ei să poată completa până la 75% din salariul persoanei pe care o au încadrată, dacă acest salariu este mai mare decât cuantumul salariului mediu brut pe țară, și consider că acest lucru trebuie să rămână la latitudinea angajatorului, funcție de resursele pe care le mai poate accesa în acest moment.